Pisica ei devine posedată noaptea. Bine ați venit, băieți și fete, la o nouă reacție foarte creepy la mine pe canal. Sper că aveți o zi minunată, fraților, deoarece astăzi ne vom uita împreună la un nou film horror de pe YouTube care se numește Don't Feed the Cat, adică nu da mâncare la pisică. Și o să vedeți că filmul acesta horror, fraților, este despre o pisică posedată care noaptea se transformă în altceva, într-o creatură super creepy. Și na, o să fie un episod super mișto. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Haideți, fraților, să nu mai pierdem totuși timpul și să vedem care-i treaba. Don't Feed the Cat Horror Short Film. Dar de ce să nu dăm de mâncare la pisica? A, și este și din 2023 filmulețul. Vedeți că este, cum îi zice, postat pe 9 ianuarie. Și povestea acestui film zice că Chloe finds a cat trapped in her sing grandfather's basement. Ok, deci este vorba despre Chloe, care nu e la ea acasă, e la casa bunicului ei bolnav și găsește o pisică acolo. Hopa, ok, deci fata asta vorbește cu maica sa la telefon, a întrebat dacă ai ajuns cu bine acolo, face da, tocmai ce am ajuns. Ok. This is not sanitary. Ok, deci asta e gen, acum el vorbește cu maica sa și a zis că și că ai nevoie de niște haine, ți le-a lăsat eu undeva în dormitor și bunicul ți-a lăsat o listă cu chestii pe care să le faci, niște chestii astea de casă, nu task-uri de astea nebune. Unde este lista? Ce că pe frigider. Ce frigider? Cel din bucătărie. Mamă, n-are frigider în bucătărie, boys. No, mom, like there is no fridge. Nu e niciun frigider. But knowing him. Bro, deci locul ăsta e foarte... Și că mulțumesc că faci asta, înseamnă foarte mult. Uite frigiderul, sau? Ok, a găsit. Mamă, vreau să duc, ce ciudat e locul ăsta. I found it. Era în cuptor. Does grandma have a cat? Ci că bunicul are o... Deci, a, ok, face-o. Deci scrie aici, to do. Bring mailbox, wash flowers, don't feed the cat. Deci prima dată să iei poșta, a doua să uzi florile și a treia să nu dai de mâncare la pisică. Și asta a întrebat, bunicul are o pisică? Eu nu știam de chestia asta. Don't feed the cat. Trei, nu dai de mâncare la pisică. Ci că este din cauza care are Alzheimer. Okay. Well. Nu prea-i plac pisicile. I guess I'm gonna get to work. Și că o să mă apuc de treabă și vedem, ne auzim mai încolo. Bine, ciao. Te iubesc și eu, ciao, ciao. Hai să vedem, fraților. Deci bunica i-a zis să nu hrănească pisica. Ok, mamă, băi, dar locul ăsta, băi, arată abandonat rău de tot, arată super ciudat. Hopa, e un lacăt. Acolo, nu, fi că omoare și el treburile lui personale, dar stă singur. Treburile private, voiam să zic, ok. Mamă, cum arată apa aia, what? E galbenă. Hopa, voia să plece și a auzit de pisică. Fiți atenți și fac pariu că ea nu o să poată să se abțină și din milă pentru pisică. Uite, vrea să plece, o să o hrănească. Aude pisica, fraților. Ok, asta nu e ok. Asta nu e deloc ok. Aude o pisică. Cred că e de acolo de unde era lacătul ăla, fraților? Da. Sau nu? Se pare că moșul avea o pisică. Mamă! Băi, fraților, are o pisică așa de multă forță? Oh. Oh my God. Băi, ce naiba, fraților, are o pisică așa de multă forță? Două naiba, meau, ia. Nu se vede nimica, bă, da!
Frate, dar n-are pisica așa de multă forță. Cum ai să mute ușa? Zici că acum a spărgea ușa. O să mă torc imediat, ok. Ci că are o pisică care e ținută captivă la el în subsol. Ce? Urăște pisicile. Și e foarte, foarte foame. Și nu există mâncare aici. Și că și mai ca să zice, încearcă să găsești ceva care să, na, să-i dai de mâncare. Ia uite, a găsit. O, micuța, ia uite și dă aia. A deschis conserva și o dă Jens, că nu poate să deschidă ușa. Tata trebuie să stai în... Ok, deci sunt la spital, fraților, gen cu bunicul. Okay. Hai, nepoată, fă ceva. Îi dă de mâncare, ton. Eu zic cum mănâncă, fraților. Ce drăguț. Ți-e foame, a? Acum ai mănâncă degetele. Și că limba ta e foarte scratchy. Sora mea, cred că nu dai de mâncare la pisică, am și eu o impresie. De uite cum face meau. Okay. Okay, cutie, this is all I have, okay? Și că asta e tot ce am. Kitty. I'm Kitty. So sorry, no more. Îmi pare foarte, foarte rău, dar nu mai e mai mult. Și că o să mă întorc, ok. Ai fost o pisică bună, ok. Okay. Hai, pleacă sora mea de aici. Iară mea une. Okay. A, încearcă să intre acolo, gen, să o ia. Ok, încearcă să intre acolo, să o ia. Ok. Pisico, ești... Bro... Bro, ești liberă. Vino aici. Bro, unde s-a dus? Haide, pisicuță, vino. Atunci o să plec. Chica, o să plec, gen, se joacă cu ea. Uite, se aude cum vine. Se aude cum vine, fraților. All right, scaredy cat. Oh, aleu! Ok, băi, și fede, se pare că nu era o pisică tot timpul ăsta. Oh my god. Bun, chiar a fost un film horror pe cinste. Ok, fraților, iar acum mai avem încă un film horror care se numește The Cave. Hai să vedem care e treaba și cu el. Deci, bă, primul chiar a fost super, super horror. Este de la AKM Official. Știți că băieții ăștia fac niște filme super, super mișto. Hi guys, it's me, Carly. A, deci astea fac un vlog. Salut, sunt eu, Carly. Și eu, Emma. Și astăzi explorăm Joshua Tree. A, deci fac un vlog de ăsta în care explorează chestii, ce mișto. Ok. My phone's almost dead. I'm gonna charge it for a bit. You go ahead, I'll catch up. Ok. Okay. Ce că ne vedem la Hall of Horrors. Asta ce că rămâne în mașină ca să-și încarce telefonul deoarece i-a murit bateria. Trebuie să ne grăbim pentru că pică soarele. O să fiu fix în spatele tău. O, oh, stai și să se odihnească puțin. Suntem la Hall of Horrors. Deci o fi față că e ceva loc din America care e bântuit. Și astea au venit aici gen să facă mișto într-un fel, că nu e bântuit. Uite. Legend has it, several hikers go missing every year. Legenda, bă, aleu, bă, sora mea, ai ceva în spatele tău. Legenda spune că foarte mulți drumeți care vin pe aici sunt dați dispăruți. Excuse me. Scuză-mă.
Scuză-mă, eu am așa gen... Te vezi pe filmare, ciudat. Uite, aici suntem. La intrarea Hall of Horrors. Deci asta e o mină Hall of Horrors, am înțeles. Uite, ea râde, gen nu crede. Ce că mă gândesc ce mi s-ar putea întâmpla. S-a auzit ceva, sorbea, acum. Ai auzit aia? Nu, pe bune, am auzit ceva, stânga, jos. Aia, fraților, aia. Aba, nu, nu e aia, oh my god. Carly, unde ești? I-a văzut pălăria, fraților, mamă. Mamă, și hainele ei pe aici, Jesus. Oh my god, guys, nu e ok ce se întâmplă. Nu, pe bune, am auzit ceva. A, acum cred că vede filmarea. Când a fost răpită de ăla. Eu uită pe Carly cum țipă. Jesus, fă ceva, sora mea. Carly, fă ceva. Oh my god. Carly? Carly, ești aici jos? Carly, Carly, te rog. Jumpscare incoming, fraților. Jumpscare incoming. Jumpscare incoming. Hopa, ce-i asta? În spatele ei e cineva. E cineva în spatele ei. Eu sunt Emma. Carly a dispărut. Și nici nu știu unde este. Iar se auzi ceva. Carly? Te-ai dus și tu, sora mea, și aici s-a terminat. Bun, băieți și fete, asta a fost reacția horror de astăzi. Dacă v-a plăcut și mai vreți să reacționăm la filme horror, scrieți la comentarii. Bă, chiar a fost ceva super, super interesant. Mi-a plăcut foarte mult primul film și al doilea a fost ok, însă primul a fost preferatul meu. Cam atât a fost, eu am fost Marăsean cu Vampa pe toți și vă urez o zi minunată. Scrieți și voi la comentarii care vi s-a părut mai horror. Baftă la școală, pa, pa!